Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi este alături de noi Ancuța Coman, psihoterapeut, fondator al proiectului Emoții și Kilograme în Plus și vom vorbi, așa cum încercăm de fiecare dată să venim înaintea noastră cu subiecte, cu tematici cât mai incitante și provocatoare și de asemenea contextualizate, cumva, iată, în ultimul an, să zicem, în contextul pandemiei. Astăzi vorbim despre, chiar așa, despre kilogramele în plus, despre adicții, despre dependențe, comportamente adictive, despre mâncatul în exces și mâncatul compulsiv, pornind de la o carte pe care noi o îndrăgim foarte mult. Este vorba despre Gabor Mate, Pe tărâmul fantomelor înfometate, prizonieri în lumea dependenței. O carte și un autor, cum spuneam puțin mai devreme, poate una dintre cele mai cerute, solicitate cărți ale anului 2019 și în continuare trezește un foarte mare interes atât autorul cărții, Gabor Mate, care de altfel a și venit în România, dar și această superbă carte, o carte atât pentru publicul larg, dar cât și pentru specialiști, în care Gabor Mate vorbește în detaliu despre ceea ce înseamnă dependență. Vorbim despre, și el vorbește despre dependențele maligne și aici putem să includem tutunul, alcoolul, consumul de stupefiante, consumul de substanțe, dar vorbim și despre dependențe benigne. Și acum stăm și ne gândim în contextul discuției noastre de astăzi, un subiect, spun eu, de mare actualitate, kilogramele în plus, pornind de la proiectul Ancuței Coman, Emoții și kilograme în plus. Lipsa mișcării, lipsa exercițiilor fizice, iată, sările sunt închise, poate un soi de comoditate, un soi de plictiseală, ne aduce anxietatea, insecuritatea, nesiguranța viitorului, ne duce cumva mai aproape de frigider, vorbeam noi înainte de a începe emisiunea, și iată, dependența de mâncare, de mâncatul excesiv poate să dăuneze. Inițial am avea tendința de a pune această dependență, acest comportament adictiv la dependențele benigne. Dar cred că delimitarea este foarte fină. Aș putea să o pun undeva între dependență benignă și dependență malignă, pentru că mâncatul excesiv și obezitatea, și o să ne vorbești și de consumul de alcool care a crescut în ultimul timp și de obezitatea poate să ducă la deteriorarea sau la înrăutățirea stării noastre de sănătate. Da. Da, așa e, Sorin, foarte, foarte fain și la subiect ai subliniat principalele provocări pe care le avem cu toții, până la urmă că suntem toți în aceeași barcă în perioada asta și majoritatea date, într-adevăr, de partea aceasta de incertitudine, de ritmul dinamic al vieții. Lucrurile se schimbă foarte repede, regulile se schimbă foarte rapid, restricțiile, iată, absența mișcării și foarte, îmi place foarte mult că ai subliniat diferența asta între comportamentele pe care sigur le putem încadra benign, malign sau la partea de comportamente care pot fi poate mai ușor gestionate și comportamente care au nevoie de mai mult ajutor de specialitate și așa se întâmplă și cu partea aceasta de mâncat. Pentru că și profit de faptul că ai menționat asta, pentru că sunt așa două confuzii mari care se fac frecvent. Una dintre ele este între partea de obezitate, da, și partea de supraponderalitate. Ele sunt diferite. Și o alta, poate și mai frecventă, este între mâncatul compulsiv și mâncatul emoțional. Mâncatul compulsiv înseamnă că într-o perioadă foarte scurtă de timp, persoana consumă
foarte multe calorii, da? De exemplu, în 2 ore sau poate în mai puțin, da? De fapt, chiar în mult mai puțin, persoana ajunge să mănânce foarte mult, poate numărul de calorii pe care l-ar consuma sau pe care ar trebui să-l consume de-a lungul unei zile. Da? Deci, practic, fac din mâncare un... așa un loc în care mă refugiez și atunci consum foarte multe calorii într-un timp foarte scurt. Asta e mâncatul compulsiv, iar mâncatul emoțional poate să fie, de exemplu, mi-e foarte greu să stau cu emoție, tocmai am primit un telefon care și nu mi-a plăcut ce am auzit și mă duc înspre frigider și iau o bucată de ciocolată ca să mă liniștesc, da? Chiar dacă nu mănânc toată ciocolata, sau poate uneori mănânc toată ciocolata, dar mă opresc apoi, însă e diferit de comportamentul compulsiv, care uneori poate să fie, poate să ducă mai departe spre tulburări de alimentație, cum ar fi bulimia, când persoana încearcă să vomite sau să facă sport excesiv ca să scape de acest mâncat compulsiv. Așa că e foarte importantă delimitarea asta și exact cum ai spus tu, e foarte fină linia asta dintre malign și benign. E foarte fină pentru că, dar sigur fiecare, adică ambele, nu ne ajută. Ambele nu sunt sănătoase, mai ales pe termen lung. Exact, la asta mă și gândeam și mi-ai citit gândul pe termen lung, pentru că probabil un mâncat excesiv emoțional sau un mâncat compulsiv ca dependență, ca să spunem comportament adictiv, dacă este pe o perioadă scurtă de timp, nu știu, câteva luni, o putem să zicem încadra la un soi de dependență benignă. Ori în momentul în care vorbim despre un an de zile de mâncat excesiv sau poate 2 ani sau poate foarte mult și ajungem în starea aceasta de să fim supraponderali și de obezitate, cred că există și riscul apariției unor tulburări și afecțiuni ale organismului, dacă nu mă înșel, probleme cu inima, diabet, da. Exact. Da. Și cu alte, da. Cu alte organe. Gabor Mate, și de aceea recomandăm cu drag această carte și acest autor, Pe tărâmul fantomelor înfometate, spune la un moment dat, a devenit o replică celebră, cel puțin în rândul psihologilor și psihoterapeuților, ce se află în spatele dependenței. Nu este vorba despre plăcere, ce se află în spatele dependenței, suferința. Durerea. Da. Și atunci persoana respectivă care dezvoltă un astfel de comportament adictiv încearcă să mai atenueze puțin din acea suferință, din acea durere, iată, printr-un comportament excesiv. Da, exact. Da. Și asta e una dintre provocările pe care de multe ori le am atunci când vine vorba de proiectul acesta Emoții și Kilograme în Plus, pentru că oamenii tind să fie foarte, să devină propriilor judecători pentru comportamentul pe care îl au și uneori e foarte greu să, sau e o provocare să-i aduc dinspre a se uita la comportament care de fapt ne duce la o suferință, de fapt pentru că sufăr, pentru că ce se întâmplă atunci când mă doare ceva, nu? Dacă e să facem o paralelă între durerea fizică și durerea emoțională. Dacă avem o durere fizică, nu? Punem mâna repede pe ceva, nu? Dacă m-am tăiat de la o mână sau pun mâna repede să mă pansez, să fac ceva. Cam așa e și cu mâncatul. Când doare foarte tare pe interior, dar mă uit repede să văd ce pot să fac să mă liniștesc când durerea e foarte intensă. Și acolo, de fapt, e nevoie să ne uităm. Treptat, acolo e nevoie să ajungem. Și asta e provocarea legată de persoanele care trec prin asta, dar și de... E o provocare care vine și din partea martorilor, ca să spun așa, din partea familiei, din partea prietenilor, care de multe ori blamează genul ăsta de comportament. Păi na, de aia a pus kilograme că mănâncă. Ori e mult mai complex decât atât. Întrebarea e de ce mănâncă, da? Sau pentru că dacă ar fi să ne uităm din perspectiva asta și să putem să vedem suferința din spate, ar fi mult mai ușor, exact așa cum spuneai tu, ar fi mult mai ușor să
să fim blânzi cu noi și cu cei care trec prin asta. Pentru că, de fapt, ce înseamnă de multe ori kilogramele în plus înseamnă o durere care se vede, o durere care se vede spre deosebire de altele care poate nu se văd sau care se manifestă prin alt tip de comportament care nu e atât de vizibil, ale cărui rezultate sau impactul care nu e atât de mare. Dar asta nu înseamnă că, nu, până la urmă, cum spune tot Gabor Mate, fiecare dintre noi are bagaj, fiecare dintre noi a trecut prin tot felul sau trece prin tot felul de dureri, pentru că, iată, e inevitabil. Și cu pandemia asta, cum povesteam înainte de emisiune cu partea asta de doliu, e inevitabil să sunt lucruri care nu țin de noi realmente, dar prin care, iată, trecem și care au un impact asupra noastră. Și atunci, vezi, putem să intrăm pe partea asta, e o foarte mare complexitate legată de ce se întâmplă de fapt în spate, dar acolo e nevoie să ne uităm la ce e în spatele comportamentului, de ce persoana ajunge să se liniștească cu mâncare, care e până la urmă un pansament, cum spun eu, la distanță de o mână întinsă. Da? Deci, un soi de substitut. Da. Da, da, și pe termen scurt, foarte scurt, mai liniștește, pentru că, la fel cum povesteam, e partea asta de plăcere, n-are cum, mâncarea e plăcere. Dacă n-ar fi fost, dacă nu ne-ar fi plăcut să mâncăm și nu n-ar exista relația asta de bucurie, de plăcere cu mâncarea, n-ar mai fi supraviețuit specia noastră și probabil nici alte specii, dacă ar fi un chin să mănânci. Noi discutam și despre faptul că în ultimul, cred că este o știre pe care am văzut-o la televizor, și consumul de alcool, pe lângă consumul excesiv de mâncare, am senzația că în mini-marketuri de un an de zile încoace, cu toate restricțiile, e mai multă lume decât era înainte. Da. Discutam noi despre consumul excesiv de alcool. Cred că și consumul de alcool a crescut în ultimul timp. Să ne gândim că și alcoolul combinat cu mâncatul excesiv poate, nu că poate, da, sigur duce la multe kilograme în plus. Exact, da, și e foarte, foarte important ce ai spus, pentru că de cele mai multe ori un comportament compulsiv nu vine singur. Da. E însoțit, partea asta de mâncat excesiv poate să fie însoțită de consumul de alcool, poate să fie însoțită de shopping excesiv, poate să fie însoțită de stat toată ziua pe canapea și privit la un film sau un serial, cum acum e iarăși frecvent ca oamenii să stea pe canapea și să se anestezieze cu serii întregi de filme. Și da, așa e, până la urmă consumul de alcool este o cauză, consumul de alcool este o cauză sau întreține destul de mult partea asta de kilograme în plus, dacă e să mergem pe alimentație și consum de băuturi. Uite, mă gândeam, mi-a venit în minte un așa, un exercițiu de imaginație, dar tu sunt convins că știi cel mai bine din experiența clinică de cabinet și mai ales legat de acest frumos proiect Emoții și Kilograme în Plus. Ne imaginăm, să spunem, o persoană care înainte de pandemie era cât de cât activă. Da? Odată cu pandemia, să spunem că și-a pierdut jobul, da? Deci, dintr-o dată o pierdere, că tot vorbeam despre pierdere, da? Dintr-o dată o pierdere din punct de vedere profesional, n-a reușit să-și găsească ceva de lucru, un alt job, au apărut atacurile de panică, episoadele depresive, a apărut anxietatea și neliniștea, mâncatul excesiv, da, stropit, ca să zic așa, cu alcool. Exact. Și îți imaginezi acea persoană care stă acasă, care are aceste două forme de comportament spre alcool, să spunem, și spre mâncatul excesiv,
nefăcând mișcare și stând într-adevăr, cum spuneai tu, pe canapea și cu telecomanda în mână la filme, duce, cu siguranță duce în foarte scurt timp la multe kilograme în plus. Așa e. Așa e și ai descris un tablou foarte, foarte complex. Dacă mai punem că persoana, nu știu, poate este și singură sau locuiește singură, cu atât mai mult există riscul acesta de a se adânci și mai tare în starea pe care o are. De asta eu încurajez foarte mult în perioada asta, chiar și online, chiar uite, cum ne vedem și noi acum pe Zoom. Socializarea. Socializarea, da. O încurajez cât de mult pot. Mi se pare extrem de importantă socializarea și plimbările, atât cât ne permite în funcție de zona în care suntem, în funcție de restricțiile care sunt, pentru că sunt și români din afară care au restricțiile țării respective și care ne urmăresc și adaptat la ce acolo, dar neapărat atâta cât se poate socializare și oricât ar fi de, nu știu, o să mergi la câteva sute de metri și atât de locuințe, ok, fă ture în jurul blocului sau mergi pe jos în jurul blocului, dar mergi în fiecare zi, pentru că e clar, cred că suntem deja cu toții conștienți că vor fi urmări și odată ce pandemia asta va fi trecut, pentru că ni se va schimba comportamentul, poate stilul de viață, tocmai pentru că trăim ceva ce nu e normal și încercăm să ne comportăm ca și cum ar fi, dar e important efectiv să aducem în conștient și să facem niște acțiuni directe înspre a putea să nu ajungem exact în tabloul ăla sau chiar dacă suntem acolo să încercăm să facem ceva legat de asta și sigur să apelăm la un specialist atunci când nu se mai poate, pentru că iată, ai povestit despre pierderea locului de muncă, exact cum spuneai, o pierdere, iar anxietate, depresie, deja toate lucrurile astea sunt foarte greu de dus și fiecare din ele reprezintă așa o bucățică, un obiectiv, cum spunem noi, în terapie important, unde mai adaugi, desigur, și comportamentele acestea de alinare, ceea ce face ca lucrurile să fie și mai complexe. E o perioadă în care avem nevoie, cred că mai mult decât, poate mai mult decât oricând, avem nevoie de suport emoțional cu tot ce înseamnă el, interacțiunea cu cei dragi, povestit cu un specialist, mers la grupuri, am văzut acum foarte multe grupuri de suport pe foarte multe teme. Avem nevoie să fim în comunitate, cred că asta ne este tot mai clar. Da, și cred că grupuri, în perioada aceasta, grupurile de suport au un rol esențial. Da. Pentru că știu că îți place acum, în final, o ultimă întrebare, pentru că știu că îți place foarte mult Gabor Mate. De ce ai recomanda această carte, Pe tărâmul fantomelor înfometate? Oh, din atât de multe motive, da. Păi, din punctul meu de vedere, e cea mai complexă carte care există actualmente, cel puțin pe piața din România, pe tot ce înseamnă partea de dependențe. Mi se pare că este complexă din toate punctele de vedere, dar totodată, exact cum spuneai tu, și accesibilă publicului larg și oferă o înțelegere chiar în profunzime a tot ceea ce înseamnă partea asta de dependențe, plus stilul lui. Mie îmi place foarte mult faptul că și el se vulnerabilizează și povestește despre experiența lui cu dependențele. Și întotdeauna am apreciat la el cumva aduce și partea clinică, experiența lui ca specialist, dar și experiența lui ca om, ceea ce o face și mai valoroasă. Și cartea este într-adevăr scrisă cu... De fapt, se îmbină în această carte frumos latura umană a lui Gabor Mate cu latura profesionistului și exact. Este o carte scrisă cu foarte multă empatie și compasiune. Dragii noștri, a fost alături de noi Ancuța Coman, psihoterapeut, fondatoarea proiectului Emoții și Kilograme în Plus. Am vorbit astăzi despre adicții, despre dependențe, despre mâncatul excesiv și am venit, bineînțeles, ca de fiecare dată cu o recomandare de carte, o carte superbă, Pe tărâmul fantomelor înfometate, prizonieri în lumea dependenței, de Gabor Mate, o carte publicată în colecția Psihoterapia a editurii Herald, așa cum vă spuneam, o carte
pe care vă recomandăm cu toată inima. Mulțumim din suflet, Ancuța Coman, vă mulțumim și noastră că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Mersi, Sorin, la revedere!